motivezi pentru a efectua această procedură. Acum este sezonul acidului glicolic. Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele. Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă nu v-ați abonat la canal, vă motivez să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a primi notificări și să dați like dacă se merită. Pentru doamnele care și-au dorit să le povestesc un pic câteva sugestii despre acidul glicolic, este acest filmuleț. Fiindcă cei care mă urmăresc cunoașteți că eu mi-am făcut o procedură cu acid glicolic, un peeling. Mi-am ales doar trei proceduri. Și în dependență de ten, în dependență de starea tenului și de efectul care ne-l dorim, se alege peelingul potrivit, se alege acidul glicolic, concentrația potrivită pentru a atinge efectul dorit. Acidul glicolic este un extras din fructe, are o penetrare profundă asupra pelei pentru un efect maxim. Acidul glicolic are multe beneficii asupra tenului. În primul rând, ne reînnoiește tenul, descvamează și înlătură celulele moarte, repartizează melanocitele pentru a reda luminitate, stimulează metabolismul colagenei și elastinei, stimulează sinteza acidului hialuronic, are un efect de hidratare, efect de lifting, efect de tonizare, de fermitate, faptul că stimulează sinteza colagenei și elastinei, un efect anti-age. Se folosește pentru toate tipurile de ten, tânăr și matur. Pentru cei tineri, ca un efect de anti-acneic, efect de reglare a sebumului. Pentru tenul matur, va fi ca un efect anti-age și de reînnoire a pelei. Cel mai important este pregătirea de această procedură în condiții casnice. Vă voi atașa toate filmulețele ce țin de această temă. În tenul, astfel noi tolerăm pielea la concentrația acidului care va urma a fi aplicată la salon. În saloane acum se folosesc diferite combinații de acizi. Acid glicolic cu acid coic, cu acid salicilic, cu acid trihloracetic. Tenul tolerează mai bine concentrația dată. Și e necesară îngrijirea la domiciliu. Trebuie să fie cu produse care conțin acid glicolic, concentrații de la 4, la 5, la 8, 15%, în demachiante, în crema de zi, în seruri, mai ales pentru tenul acneic, ar fi bine de folosit și măștile din argilă care conțin acid glicolic, de a efectua măștile de 2 ori pe săptămână, pentru un efect mai bun. Cam motivat, scriți în comentarii și sper ca doamnele care vor să atingă un efect antipigmentar, anti-age, anti-rid, să fie motivate pentru a face această procedură. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi! La revedere!